invit astăzi să vedeți un pic ce înseamnă un fel de transfăgărășan în Austria. Drumul se cheamă Großglockner Alpenstraße. Drumul ăsta pur și simplu traversează Alpii peste. Este cel mai renumit drum panoramic de la ei. Ajungi cu mașina la o înălțime de peste 2500 de metri, la o înălțime mai mare decât există în România. Asta este unul din chestiile faine de acolo. Ajuns la peste 2000 destul de repede și prima oprire este un muzeu cu cinema despre marmote, cu expoziție de minerale și încă o chestie care simulează așa un pic o lume în care te duci pitic. Foarte frumos, restaurant, cafenea, toalete, tot ce trebuie, loc de joacă la copii, fără nicio problemă. Nelipsitul loc de joacă pentru copii. Nu este cabană în munții ăștia fără să aibă un loc de joacă făcut la copii. După muzeu și cinema, am urcat la cel mai înalt punct care poți să ajungi cu mașina, la peste 2500 de metri, se cheamă Edelweisspitze. Este un drum îngust, făcut chiar ultima bucată, sunt două localuri sus, un fel de turn cu magazin, cu suveniruri și tot ce trebuie, și un restaurant, Edelweisspitze. Am continuat drumul spre al treilea obiectiv major, Ghețaru. Cel mai înalt vârf de la austrieci din Alpi este Großglockner. Are 3798 de metri. Mergi cu mașina și ajungi la un loc cu o parcare supraterană pe nu știu câte nivele. N-ai nicio problemă cu parcarea acolo. Dacă n-ajungi să mergi în punctul cel mai aproape, mai sunt două mari înainte, deci chiar nicio problemă să ajungi, să n-ai unde să parchezi. Nici nu se pune problema să nu ajungi. Ca la noi pe Bâlea, unde stai ore întregi câteodată. Când ajungi în parcare, vezi cumva Ghețarul de sus și Valea Ghețarului. Dar au construit o cabină cu care poți să cobori până jos pe Ghețar și să pășești pe el câțiva pași. Foarte frumos și se vede că nu stau deloc. Deci de la an la an construiesc și îmbunătățesc condițiile și tot ce trebuie acolo. Austria, spre deosebire de România, cam tot ce este panoramic și de văzut este contracost. Deci am plătit și pe văi mai micuțe 5 euro, 10 euro, 8 euro, iar aici pe Transalpina asta lor, pe Großglockner, am plătit de mașină 36 de euro. Acum, dacă nu ai cardul zonei, asta e suma, 36 de euro. Dacă ai cardul zonei, ne-am avut inclus în acel card, dar și acel card costă. Deci,
Subiectul meu de discuție este felul următor. Cum vi se pare dacă și la noi s-ar aplica taxe? Dar nu pur și simplu pune o barieră, ți-o lua taxa și cu asta la revedere. Ci pune o barieră, o lua taxa, dar se ocupă de toate locurile. Nu ai nicio problemă să parchezi undeva. Restaurante, la fiecare restaurant loc de joacă, muzee, două cinematografe, puncte de belvedere, mese pentru picnic, o sumedenie de lucruri unde te poți opri și să te simți bine fără nicio problemă. Deci sunt de acord să plătesc în condițiile în care văd parcările amenajate, asfaltate, văd în parcări mese și scaune și bănci pe care să șed, să văd că se adună gunoaiele. Am fost pe Transbucegi și o să revin cu o filmare de acolo. Nu există nicio toaletă pe acolo. Să te ferească Dumnezeu să te prindă ceva, că niciun tufiș nu găsești. Și este un boschet rătăcit, cred că sunt mii de hârtii și de toate chestiile. Asta e întrebarea mea. Ați fi de acord să plătiți și să aveți servicii similare și la noi în România? Vedeți lumea în stare să facă așa ceva și la noi? Noi chiar să plătim și administrația locală sau care o fi să administreze și să ne ofere niște lucruri cât de cât civilizate? Pe Transalpina am fost. Nu este o parcare cu o bancă unde să stai, să iei un sandwich și să te uiți la natură. Transbucegiu. Asfaltat, super ok, fără nicio problemă. Nu poți să te oprești undeva să faci un mic picnic. Civilizat, nu pe jos și printre gunoile lui alții. Față de austrieci avem o mare libertate, putem să mergem și să facem fără nicio problemă tot ce ne dorim, fără niciun cost, dar ar fi foarte frumos dacă aș ști să prețuim ceea ce ne oferă. Sper că v-a plăcut ceea ce ați văzut, aștept de la voi păreri legate de plata serviciilor versus libertatea românească. Lăsați comentarii dacă aveți, vă răspund cu plăcere și revin cu o nouă postare zilele următoare. Atât din Austria, cât și una din Munții Făgăraș. Să aveți parte de zile minunate și să ne vedem sănătoși. Doamne ajută-vă! Pa!